Universitatea Tehnică din Moldova va beneficia de un complex de sere moderne, precum și de 12 loturi de teren agricol cu suprafața de 568 de hectare. Serele sunt prevăzute cu 6 sisteme de creștere și sunt destinate pentru studenții masteranzii și doctoranzii de la UTM, dar și pentru antreprenorii care vor dori să cunoască avantajele celor mai moderne tehnologii de creștere a culturilor în spații protejate. Astăzi, când vorbim despre o agricultură performantă, această agricultură nu poate exista fără tehnologii de ultimă oră, iar Universitatea Tehnică, pe de-o parte, și Universitatea Agrară, exact oferă acest spațiu, această platformă pentru a promova tehnologiile în industria și agricultura modernă. După 2 ani de acest proces de integrare, cu certitudine pot spune că învățământul agricol din Republica Moldova are viitor și o să ne mândrim cu absolvenții noștri așa cum se mândrea Universitatea Agrară de Stat cu absolvenții săi. Cele 12 loturi de teren agricol au fost transmise din gestiunea întreprinderii de stat, stațiunea didactică experimentală Criuleni, în gestiunea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a asigura o bună funcționare a serelor, a fost construit un bazin pentru irigare. De asemenea, sunt instalate echipamente de colectare și filtrare a apei pluviale, sisteme automate de control al microclimatului, irigare și nutriție, precum și iluminare cu LED-uri în timpul sezonului rece. Ceea ce vedem noi astăzi în spate, în stânga, nu este nimic altceva decât laboratoare în care studenții vor învăța în practică cum trebuie să fie dezvoltată agricultura modernă. Și credeți-mă că este o diferență foarte mare când tu înveți pe bază de desene, tablou, YouTube sau tu toți anii de studiu ai fost într-un laborator și tu înțelegi cap-coadă tot procesul tehnologic de creștere a unei plante. Lucrurile astea face o diferență enormă. Investițiile sunt realizate în cadrul proiectului Livada Moldovei, inițiat de Guvernul Republicii Moldova și sprijinit de Banca Europeană de Investiții și presupun modernizarea și dotarea 13 instituții educaționale cu finanțări în valoare de 18 milioane de euro. În prezent, în cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, își fac studiile peste 800 de studenți și masteranzi, iar noile posibilități de studiu le va permite să însușească cele mai relevante procedee tehnologice în practică.